Salut și bine v-am găsit la un nou joc pe Nea Games. Sunt Aureș, pentru că urmează vom încerca Range Simulator, un joc de-abia lansat. Haideți să vedeți de ce e vorba în acest joculeț și o să vedeți voi că o să vă placă. Dacă vă place, lăsați acolo un like, un subscribe dacă ați făcut până acum și vom continua această, sper eu, o lungă și frumoasă serie cu Range Simulator. Pentru început, avem aici un frumos caracter, l-am făcut eu frumos îmbrăcat aici, dar puteți să-l faceți și voi dacă vreți la început. Uitați ce am customize, vine nenea frumos ca la parada modei. Tang, tang. Și aici puteți să-i facem și păr și alte chestii, nu ne mai complicăm. De asemenea, putem să-i schimbăm și hainele, putem să-i punem, hai să lăsăm un tricou, puteți să lăsăm, să dăm, da? Dăm OK. Da, deci aici vă puteți juca frumos cu acest caracter, îi faceți cum vreți voi. Haideți să-i dăm drumul la treabă, să nu mai zăbovim. Pentru început, jocul are un mic tutorial pe care ne vom învăța un pic, să zic așa, ce se întâmplă acest joc. Îi dăm noi puțin Enter. Și avem ceva quest-uri la început, foarte ușor de făcut, foarte simple, și după aceea ne lasă pe noi să facem ce credem noi că de cuvință, astfel încât să ducem ferma asta părăsită, să o ducem la o fermă foarte bogată și cu foarte multe cu profit, de ce nu, și foarte multe animale, toate chestii. Bun, hai să intrăm aici. Aici găsim o scrisoare de la bunicul nostru, care ne spune că ne lasă ferma și să ne începem să ne apucăm de treabă. Da? Îi dăm frumos. Primul quest a fost gata. Să mergem să căutăm radio și să găsim de asemenea cortul. Cortul e simplu, este aici. Care e treaba cu acest cort? Acest cort ne va ajuta să facem, pe de-o parte, să facem salvare, dacă dăm R frumos. Da? Avem salvarea și de asemenea putem să dormim după ora 20, da? Acum dacă stăm așa frumos lungiți, nu se întâmplă nimic. Da? Hai să sărim și peste treaba asta. Merg puțin pe repede înainte de tot ce înseamnă tutorial, pentru că am jucat, l-am încercat. Și vreau să mă orientez mai mult pe faptul să aducem această fermă, care este, vedeți și voi acum, în paragină, o să aducem pe profit. Da? Mergem la etaj să dăm la o parte obstacole. Așa zice, v-am spus, este la început un fel de tutorial, ne învață efectiv cum să dăm toate chestia astea. Dacă îi dăm frumos tab, apare aici frumos coș, îi dăm click și a dispărut obstacolul și să găsim o comoară la etaj. Hai să dăm frumos pe mânuță, tot cu tab. Deci dacă apăsăm tab, avem patru astea, să construim, să demolăm și să apucăm cu mâna și mai vedeți voi acum imediat. Avem și o armă. Hai să căutăm frumos aici. Mai găsim banc, găsim un pistol, găsim bani, găsim muniție și o scrisoare de la bunic care spune că să luăm acest pistol pentru că în pădure sunt foarte multe animale sălbatice care ne pot crea probleme. De asemenea avem și bani și muniție. Trebuie să mergem în garaj să asamblăm UTV-ul. Cam asta ne-a scris bunicul până acum. Avem două scrisori, una în care ne spune că ne-a lăsat nouă ferma și să o facem noi frumoasă și cum îi spune și pe profit. Și după aceea, a doua chestie ne spune că zona este împânzită de animale sălbatice care, cum spunea și bunicul, ne pot crea probleme. Pe aici nu merge să ies? Stai că, uite, pe aici ușa până în spate. Ieșim prin spate, da? Și mergem la garaj unde vom avea de asamblat și anume un ATV. Uite, îi luăm roata când ne trebuie. Uite aici, este ATV-ul. Pac, am pus roata. Pac, am pus roata. Are două roți. Nu mergem două roți? Nu mergem două roți, să mergem patru roți. Ce mai pe aici? Are și o bară din față. Da? Nu știu de ce a vrut bunicul să ne pună pe noi la treaba asta, pentru că ne-a pus efectiv să asamblăm o mașină pe care probabil că a demontat-o sau... Acum, dacă o demonta altcineva, nu putea să plece cu ea? Adică zic și eu, nu știu. Avem aici rezervorul. Hăți. Avem de pus două roți, un scaun și cred că e gata. V-am spus să te pe înainte pentru că, v-am spus, prima dată mă acces să facem tutorialul, după aceea să ne apucăm de fermă. Și mai am de făcut o singură chestie, o să vă arăt imediat ce mai am în cap, după ce plecăm cu mașina de aici. Am pus scaunul și zice că mai am două roți. Două roți. Uite, una aici. Îți.
Jocul este în early access, adică vom avea multe chestii la el, adică se va îmbunătăți puțin și grafica și gameplay-ul. Unde mai e o roată? Păi, uite, vezi ce se vede. Da, și probabil că o să mai aducă multe chestii în joc, de-abia aștept să mai facă câte ceva la el. L-am cumpărat din ziua în care s-a lansat, pentru că mi-a plăcut ideea jocului. Seamănă foarte mult cu Farm Simulator, bine, mai are și cu House Flipper acolo, mai multe chestii. Aluăm canistra. Da, punem aici frumos și să mergem la stația de combustibil, da? Avem acolo cea puțin combustibil, trebuie să apăsăm un frumos F, opa! Bine că nu e cu damage deocată la mașină. Și vreau să fac ceva, uite aici o să facem noi o chestie. O să scriem, ia să vedem, Ferma Iona, nu? Pardon, ia, Ferma Iona, altceva, tati. Deci e ferma lui bunicul, dar fapt acum este ferma mea. Dăm aici un E, anot aici un F și am plecat frumos la Peco să luăm combustibil în canistră. De asemenea, va trebui să facem și plinul la mașinuță. Deci vă spuneam că acum ne învață un pic jocul ce să facem. Mașinuța nu e cine știe ce de controlat. E, nici e greu, dar nici ușor. Are, na, e la început jocul, vă spuneam, și să-i dăm totuși un pic de clemență. Am ajuns la Peco. Hop, frânaci. Hop, luăm frumos, cum zice asta, pistol. Ia, prima dată umplem asta, îi dăm aici cu E. Și uitați-vă cum pleacă banii. Seamănă, acum seamănă cu Eurotax Simulator. Încerc acum să fac analogie cu toate jocurile pe care le-am eu pe canal. 40 de euro m-a costat să umplu canistra asta. Și să facem și plinul la rezervorul mașinii direct. Da? Trebuie să băgăm bani acolo. Am făcut încă un quest. Și acum trebuie să mergem la magazinul cu mașini, să unde stăm de vorbă cu vânzător de mașini. Acum să vă arăt o chestie. Yeah. Hai să mergem la puțin la vale. Pe locuri unde mai știu să mai sar peste tutorial. Adică în sensul în care se întâmplă ceva pe care deja știu, o să fac. Adică în sensul, hai să vă spun o chestie. Cu pistolul la putem omorâ animale. Bine, unele sunt sălbatice, altele nu sunt sălbatice. Toate sunt sălbatice, dar unele sunt gen lupi și urși, unele sunt căprioare sau cerbi. Așa că uite și pe nenea vânzătorul. Salut, frate. De aici zice, putem să cumpărăm mașinile, dacă ne uităm, dăm goodbye, dacă ne uităm aici pe calculator, putem să vedem și mașinile. Eu am ATV-ul ăsta de 200 de dolari, cu care putem căra 2 porci. Putem să luăm pick-up-ul ăsta cu 1400 de dolari, dar noi avem soldul 434, așa că stăm cu minți, ATV-ul și cu astea. Și pe aici ce mai e? A, doar asta de OTA? Păi că o să mai deblocheze puțin mai încolo, mai sunt și camioane, am văzut, mai sunt și pick-up-uri mai șmechere, să zic așa. Și acum o dăm frumos în GTA. O dăm în GTA, mergem și facem upgrade. Eu primul lucru o să fac culoarea roșie, pentru că culoarea aia cam aseamănă cu ce e în 50 de dolari, dar asta este. Și o să mai punem un radio de 10 de dolari. Da, i-am pus radio în mașină. De ce am făcut o mașină roșie? Pentru că merg pe aici prin pădure și există posibilitatea să pierd mașina, așa că, adică să fie aceeași culoare cu pădurea. Asta am făcut așa, o culoare aprinsă. Vă spuneam că acum mă uit puțin prin pădure, dacă văd vreun cerb, ceva sau vreun urs, sunt și urși, sunt și lupi, pentru că vreau să fac deja bani, da? Deci sărim puțin peste tutorial, dacă găsim și anume ceva de împușcat, cu mare plăcere, hât, i-am dat mare damage. Ne uităm pe aici, deja observăm puțin cu ochiul nostru alger de vulturi, dacă apare și anume vreo vietate. Nada.
M-a dat decodat. Și am ajuns la magazinul general. Da, la acest un fel de supermarket. Ia. Yeah. Aici vom veni noi să vindem și să cumpărăm de asemenea câteva chestii. Deschis lunea de la 8 la 9, de la 8 la 9 cu mine. La 9 seara. Să rămână. Da? Și acum avem așa. Avem de cumpărat un top, un topor, o rangă, un ăsta, un ciocan, un coș de ouă și două găini. Deci hai să începem cu planta cu două găini. Mergem la tools și luăm o de-asta, o de-asta, o de-asta și o de-asta. Aici dăm frumos ce caut, achităm. Și trebuie să luăm de afară, asta e mișto ca să ne rămân nouă direct în, ca un fel de inventory, doar coșul trebuie să luăm. Ia, vezi? Punem coșul în frumos mașină aici. Sper să am spațiu. Ia să rotim puțin aici. Hop. Facem puțin spațiu pentru că avem de pus și cele două găini. Două puicuțe. Tati, începem afacerea. Prima dată în ferma noastră ne vom ocupa cu găinile. Da? Vom scoate, s-a părut mie că am văzut, da? Cerbul. Vom face bani prima dată din găini. În sensul că vom vinde ouă și vom face pui, vom face carne de pui și așa mai departe. Da? Acum deci trebuie să mergem la fermă. Dar eu merg puțin pe aici încet, luăm pe aici pe scurtătură, că știu eu drumul. Dar vreau să văd dacă găsim și anume și ceva de împușcat, pentru că avem nevoie de bănuți, tati. De la început avem foarte mult, foarte mult nevoie de bănuți, pentru că trebuie să construim un alta. Dacă mergem ca niște bețivi pe aici, dar opa, un pic de frână pe aici. Dar vă spuneam eu că mă uit un pic prin pădure. Opa! Bă, e bine că nu cad găinile de acolo din spate. Mergem frumos la fermă. V-am spus, asta cu tutorial o dăm puțin pe repede înainte, pentru că vreau cât mai repede să scap de treaba asta. Am ajuns frumos la fermă. Și avem doi pui, două găini, de fapt. Ia, aici pe jos deocamdată. Trebuie să găsesc grânele. Acum urmează o chestie pe care n-am zis un joc, dar asta este. Deci trebuie să iau sacul ăsta de grâne și să-l dau la păsări. Dar îl dau undeva pe jos, să vedeți și voi pe aici ce se întâmplă. Adică ne bate în joc de el. Ia. Ia uite. Da? Pentru că pot să nu se mănânce de aici, dar asta este. Deci să găsim găleată, să găsim și rezervorul de apă. Imediat, uite rezervorul de apă frumos. Adică păsările, nu știu, ce am văzut, ce am jucat așa, n-am văzut dacă mănâncă de aici, de pe jos. O să punem rezervorul aici. Și trebuie să luăm, să luăm și găleata. Găleata care e tot aici. Lângă scrisoarea lui bunicu. Așa, tati. Hai da. Și vom ția. Acum sunt două variante de a lua apă de la jocul ăsta. Una, cumpărăm rezervoare de astea, butoia astea cu apă și le punem frumos în găleta aici. A doua este să reparăm fântâna și să scoatem noi efectiv apă fără să dăm niciun ban pe ea. Hai să căutăm și mașina de tuns iarbă. Avem aici frumos. Da? Ia să ne are combustibil. Are combustibil și zice să tăiem iarba din zona respectivă și să tăiem și copacul de acolo. Ia. Sper să nu prind găinile astea pe la... Ia, ușor, ușor, ușor. Dam, 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 dam. Deci în bucățica asta, da, facem altă schemă. Hai să tăiem întâi copacul. Una i-am dat și e atâta. O, ce forță a avut. Deci una i-am dat și la revedere. Ia. Hop. S-au făcut și lemnele, hai să dăm drumul din nou la mașină, să tăiem iarba din zona de aici ca să terminăm. Ideea este că nu putem construi decât în anumite zone și o să vă arăt eu în zone care se pot construi.
Dar unde construim trebuie să avem terenul curat, în sensul că trebuie să tăiem copaci, trebuie să tăiem iarba, să fie totul curat și aranjat. Ia. Gata și cu asta. Și acum ne pune să construim primul nostru coteț de... Da? Uite, unde sunt zonele astea marcate, aici putem construi noi. Da? Și aici, și aici. Unde avem noi zonele astea marcate? Da? Și aici trebuie să construim noi un coteț de păsări. Dacă dăm E, ia să ne mai aici, avem, putem să construim asta 250 sau pe ăsta micuțul. Ăsta micuțul în cap 3 găini acolo, ăsta în cap 2, 8 găini. Da? Îl dăm pe ăsta frumos aici și l-am construit primul nostru coteț de păsări. Da? Facem o chestie, deschidem aici frumos și ca să nu stăm după găini pe toată. Problema este că aceste minunate două găini la un moment dat vor oua. Da? Și dacă ouă, ele ouă pe unde le scapă și pe ele, da? Problema. E, ca să găsim ouăle, mai bine punem un coteț. Asta e toată șmecherea la cu... Este ora 18 și 28, undeva la ora 20 trebuie să facem nani, dacă vrem, dacă nu, stăm și nici și noaptea. Stai acolo, stai acolo, stai acolo, găină. Da? Și mai avem de făcut o singură chestie aici. Să construim două... Da, opa, ce n-avem? N-avem bani, trebuie 100 de dolari. Oh. Sper să nu moară găină de foame. Bun, zice acum. Trebuie să demolăm casa lui bunicu ca să construim alta nouă. Pentru asta trebuie să dăm aici frumos pe coș. Facem cuțin în fața casei, începem frumos cu casa asta casei. Și va trebui să începem de partea, cu partea de sus și pe aceea cu partea de până la parter. Să dărâmăm tot ce a însemnat până acum munca lui bunicu, da? Uitați-vă și cum arată casa asta. Deci nu mai avem ce să mai... Da? Opa! Bine că mi-a dat damage. Hai să mergem, hai să curățăm. Acum seamănă un pic cu House Flipper, când intri în casă și faci curățenie. Prima dată când îți dă casa. Aici e puțin de muncă. Ia uite. Hai să începem de sus frumos, că ai văzut că nu ne dă nebâzi acolo, că nu ne dă voie. Aici putem lua și noi luăm, nu e problemă. Urcăm frumos la etaj și începem de aici. O să le pici acoperișul în cap, asta e, nu avem ce face. Hop. Hop, hop, și un cartof. Și dăm și de aici. Și de aici. Hai și pe asta. Păi, s-a făcut 94.3. Muncim și noi până la ora 20, după aceea ne odihnim, că am avut o zi, prima zi din, la ferma lui bunicu. O zi foarte grea. Și se termină la fel de greu, pentru că am terminat de-abia acoperișul. Este ora 19.53. Mergem frumos la somn. Până episodul următor, să zic așa, până ne vedem data viitoare, eu o să dărâm frumoasa căsuță, să zic așa, între ghilimele. Nu e frumoasă deloc. O să dărâm ca să nu pierdem timpul pe filmare aici, să vedem cum dărâm eu cu levierul casa și anume a lui bunicu. Este ora 20:11. Mergem frumos aici. I-am dat frumos E și am adormit frumos în prima noastră zi la ferma lui bunicu. Ne trezim. Este dimineață, casa noastră nu mai are acoperiș. Ne uităm dacă și anume... Ia să ne... Găinile noastre au ouat. Nu au ouat, au fost cam leneșe. Bine, le-am luat și puțin cam târziu. Bun, păi cam atât pentru astăzi. Dacă v-a plăcut acest episod, vă invit să apăsați butonul de like, de asemenea și butonul de subscribe. Până data viitoare, un sincer și călduros salut!